din cauza războiului din Ucraina creșteau prețurile în octombrie și noiembrie 2021? Nu, a găsit un adversar convenabil pentru criza economică care este alimentată de această guvernare. Această guvernare ne duce în zid, pune gaz pe focul inflației prin cheltuielile bugetare care cresc. A atras atenția asupra acestui lucru și guvernatorul BNR. Ca să reducă inflația, guvernul trebuie să fie frugal, să-și reducă cheltuielile, să strângă cureaua. În loc de asta se angajează peste tot, cresc schemele de personal, se adâncesc pierderile companiilor de stat. E o veselie, așa un termen engleză, bonanță, așa, un festival de cheltuieli ale statului, fără limită. Chiar BNR estimează că deficitul bugetar prognozat la 5,8% se va duce la peste 7% la finalul anului. Ne împrumutăm la cea mai mare rată din Europa. Rata la care te împrumuți înseamnă câtă încredere există în tine ca țară. Da. Oamenii pun banii dacă știu că și mai au înapoi, dacă presupun că nu și mai au înapoi într-o care măsură, îți crezi dobânda. Devine să avem toate ingredientele, eu am spus, ale ne vom lovi de zid. Nu pot să spun dacă va fi peste un an sau peste doi. Peste 12 luni, peste 24 de luni, când ne vom lovi de zid, vom ajunge la aceeași poveste familiară. FMI, ajustări brutale.